Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragii mei, și pentru că e frumos afară și ne dor de mirosul florilor de primăvară, de mirosul ierbii și e momentul potrivit, puteți să vă rezervați niște bilete pentru a merge în Olanda. Este în doar două săptămâni, începe aproximativ două săptămâni, se deschide târgul de flori de la Keukenhof, dacă am zis bine, Keukenhof. Este undeva în vestul Olandei, cu ieșire la, sau aproape de ieșirea la Marea Nordului. Este o zonă superbă și pe lângă florile minunate pe care le puteți privi, vedea, vă puteți delecta cu un peisaj de un colorit ceva minunat. Cu siguranță nu ați mai văzut nicăieri așa ceva. Mirosul este unul îmbătător, pentru că sunt tot felul de flori, nu mai spun lalelele pentru care Olanda este vestită. Biletul acolo este undeva la 17-18 euro, le puteți achiziționa încă de acum de pe net. Cazările în funcție de unde doriți să stați. Puteți să vizitați, să aterizați, spre exemplu, în Amsterdam și să luați de acolo un tren, în așa fel încât să ajungeți la momentul potrivit și să ajungeți cumva dimineața în Keukenhof și să puteți să intrați la această minunată grădină, imensă grădină de flori. Nu poate fi descrisă în cuvinte această bucurie pe care o ai ca femeie sau ca bărbat de a participa la un astfel de eveniment. El, dacă nu mă înșel, începe la sfârșitul, se deschide la sfârșitul lunii martie și ține pe parcursul întregii luni aprilie. Lalelele însă la sfârșitul lui aprilie și începutul lui mai, din câte știu, încep să se cam să fie arse ușor de soare, așa că e bine să ajungeți undeva la începutul lunii aprilie, să vă luați biletele din timp și să biletele de avion și să ajungeți în Olanda, nu doar pentru a vizita orașul Amsterdam, ci și pentru a participa la această minunată expoziție de flori, grădină de flori, o imensă grădină botanică frumoasă. Sora mea a fost acolo, promit că o să ajung și eu anul acesta, o să pun și câteva poze pentru a vedea așa cam cum arată locul. E bine că puteți, vă spuneam, e aproape și ieșirea la mare și puteți, de ce nu, să vă plimbați pe malul Mării Nordului. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață!